Mâine ar trebui să înceapă măsurătorile pe canalul Băstroie, numai că și la această oră România încă așteaptă acordul scris al părții ucrainene. Echipele care trebuie să facă aceste verificări sunt pregătite. Care sunt ultimele informații, ne spune în aceste momente secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, domnul Ionel Scrioșteanu. Bună seara! Bună seara! Vă mulțumesc tare mult pentru că ați acceptat invitația în jurnal. Vă rog să ne spuneți în aceste momente, din informațiile pe care dumneavoastră le aveți, știm ce se va întâmpla mâine? Începem sau nu măsurătorile? Noi sperăm că în cursul zilei de mâine maxim să primim acceptul Ministerului Apărării din Ucraina, care trebuie să ne dea acest aviz pentru a intra pe zona apelor ucrainene pe Chilia și pe Băstroie. Toate cele 5 nave ale noastre, 3 de măsurători, un împingător și un ponton de cazare sunt în zona în care ar trebui să înceapă măsurătorile pe brațul Chilia. Sperăm că mâine acest lucru să se rezolve și să înceapă, așa cum am stabilit cu partea ucraineană, măsurătorile. Bun. Când ați stat dumneavoastră ultima oară de vorbă, nu mă refer neapărat la dumneavoastră personal, ci între oficiali, cu partea ucraineană. De ce nu au fost trimise până acum aceste documente? Pentru că vedem, există acest acord verbal, însă nu există acordul scris. Ultima întâlnire între cele două puncte de contact, stabilite oficial prin intermediul ambasadei Ucrainei și Ministerul de Externe a României, a fost aseară la ora 18. S-a invocat proceduri mai greoaie din partea Ministerului Apărării Ucrainean, pentru că comunicațiile sunt destul de restricționate pe zona ucraineană și probabil avizul întârzie din această cauză. Bun, și vă așteptați totuși să primiți acest acord scris în cursul zilei de mâine sau vă așteptați la o amânare, poate? Noi ne așteptăm să se respecte calendarul și mâine, în cursul zilei, să înceapă efectiv măsurătorile în baza avizului pe care trebuie să-l primim din partea Ministerului Apărării Ucrainene. Care va fi reacția autorităților din România în contextul în care nu se va întâmpla acest lucru așa cum ne așteptam începând din 15 martie? Vom vedea mâine care va fi reacția. Așteptăm să vedem acum o zi sau în plus sau în minus. Important este că partea ucraineană și-a asumat și a respectat faptul că nu se mai face niciun fel de lucrare de dragaj nici pe Chilia, nici pe Băstroie. Deci din punctul ăsta de vedere nu se întâmplă nimic în plus sau în minus. Important este ca toate navele pe care le avem acolo și echipajele să desfășoare aceste măsurători în condiții de siguranță. Mulțumesc tare mult pentru toate aceste precizări. Mergem mai departe.